Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Cabral și Radu Vâlcan sunt buni prieteni de familie și, ori de câte ori au ocazia, își petrec timpul împreună. Când se întâlnesc, nu se sfisc să facă glume unul pe seama celuilalt, dar și pe seama vieții de bărbat căsătorit. De data aceasta, capul răutăților este chiar Cabral, cel care a și lansat în mediul online o glumă la adresa Andrei Baca. Cabral nu a putut să nu observe cât de bine arată bunul său prieten, Radu Vâlcan, chiar și la această vârstă și chiar după ani buni de relație petrecuți alături de soția sa. Adela Popescu. Fără să stea prea mult pe gânduri, Cabral a tras imediat o concluzie, pe care a și împărtășit-o cu fanii lui. Se pare că totul s-ar baza pe noroc, pentru că Radu Vâlcan are parte de o soție care nu-i face zile fripte. Așa cum se întâmplă în cazul lui, de pildă, râd eu în poza asta, dar pe dinăuntru mă macină gândul că nu știu cum naiba a făcut individul ăsta să rămână și tânăr și sexy. Încep să cred că lui nu i-a mâncat nevasta sufletul. Cum au pățit alții, a postat Cabral, l-am mai auzit eu pe unul spunând că nevasta este ceva drăguț, iubitor și grijuliu, care trăiește pe lângă casa omului și se hrănește cu zilele lui. Domnul să aibă milă de sufletul lui, stai liniștit, că arăți mult mai bine decât el. Cred că tenul este de vină, zici că e Radu Mazăre, sunt doar câteva dintre comentariile fanilor. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.